Frați și surori, așa cum stăm, m-am gândit să citesc un text care să continue pe cel cu dragostea, un text care ne spune unul din lucrurile care ar trebui să urmeze după dragoste, 1 Corinteni, capitolul 14. Să citim primele 5 versete din la pagina 1123 începe. Repet, pentru cei care mai puteți citi și v-ați adus și Biblia la adunare, 1 Corinteni, capitolul 14, pagina 1123. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul îl spune taine. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcești aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, mulțumim Domnului că suntem împreună cu dumneavoastră la închinare. Vreau să vă spun că am venit aici fără să cunosc pe cineva, nu cunosc pe nimeni, dar mulțumesc Domnului că deja am cunoscut frați minunați aici în bisericuța minunată a dumneavoastră. Sunt din Bistrița, fratele păstor, păstorul meu, Victor Câmpianu, din Bistrița, m-a săcinat pe unde ajung să transmit salutări. Domnul să vă binecuvinteze! Și suntem prin trecere pe aici în Austria, am venit o săptămână, urmează să plecăm în vreo două zile. Mă rog din toată inima Dumnezeu să vă întărească, chiar dacă pare că nu mai e spațiu deocamdată, mă rog Dumnezeu să vă mai înmulțească, e Dumnezeu să-și facă numele de slavă în adunare. Frații și surori, am citit un text care pune accent pe darurile duhovnicești, darurile Duhului Sfânt. Și dintre acestea parcă spunea că cel mai important și cel mai nevoie este ca în adunările noastre să fie proroci al lui Dumnezeu, care să primească cuvânt curat din partea lui Dumnezeu spre zidire, mângâiere, sfătuire, și biserica să capete zidire sufletească, Doamne ajută! Frați și surori, ați avut vreodată o prorocie prin Duhul Sfânt care să se fi împlinit? Slăviți să fie Domnul! Dar ați avut și prorocii care nu s-au împlinit? Cel puțin deocamdată. Frați și surori, pentru că printre bisericile multe pe care le avem, știți, unii mai spun, mă, că la Pentecostal mai is probleme, că se aud lucruri. Mă, dar zic, suntem vreo 500 de mii din atâția oameni. E ca o pădure în care există și vreascuri, uscăciuni. Suntem foarte mulți. Unii au auzit pe nu știu unde tot felul de proroci sau prorocii false, tot felul de ciudățenii care s-au pretins a fi din partea Duhului Sfânt, măcar că nu erau, și oamenii, unii din ei, știți ce au spus? Mă, ca să nu greșim și ca să nu ne încurcăm, ne ajunge Biblia. Mă, știți care e problema, frați și surori? Că în Biblie nu găsim multe lucruri și probleme pe care le întâlnim în viața noastră. De exemplu, în Biblie nu scrie dacă să te muți în Austria sau să nu te muți.
În Biblie nu scrie cu cine să te căsătorești. Nu scrie. Exact, concret, da? În Biblie nu scrie dacă dumneata să-ți începe o afacere sau nu. Poate fi cinstită, poate voia Domnului, poate nu-i voia Domnului. În Biblie nu scrie să cumpere o casă sau să nu. Și multe alte probleme pe care omul le întâlnește în viață și are nevoie Dumnezeu să-l călăuzească. Unul, de exemplu, a venit cineva la el, la un tânăr, și a spus, mă, zice, hai să ne apucăm de niște afaceri puternice. Și era să-ți faci asigurări unul la altul și a venit cu o mapă de culoare portocalie de la firma aia de asigurări și a spus, câștigăm. Și ăsta nu știu ce a trecut prin cap, a spus, mă, da. Pot să câștig, pot să nu câștig, nu asta contează, ci până la urmă dai voia Domnului să o încep sau nu-i voia Domnului. Acum, cu toți știm că în Biblie nu scrie dacă să începe afaceri cu mape portocalii sau nu. Și s-a dus la o soră vas de lucru și sora, după ce s-a terminat rugăciunea, zice, auzi, am văzut o vedenie, eu nu știu ce înseamnă. Zice, am văzut, erau ca niște caiete portocalii. Și a zis Domnul că să alege praful de ele. Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, mai vorbește Domnul și astăzi prin Duhul Sfânt? Slăviți să fie Dumnezeu! Frați și surori, sunt, vedeți, două extreme în adunările noastre, poate. Un frate a spus când... Eu când aud în timpul rugăciunii cuvintele, așa vorbește Domnul... Eu zice, mă opresc din rugăciune numai așa de bun simț. Nu cred nimic. De la Pentecostal, bineînțeles. Alții cred tot. Nu contează cine, nu contează de unde, nu contează ce interese are, nu contează ce păcate are, ce viață, ce spune păstorul, ce spune soția, ce spun copii, nimic. Tot ce vine, mâncăm, dă-i. Frații și surori, Biblia nu ne învață să fim extremiști, niciun lucru. Vedeți dumneavoastră lucrarea Duhului Sfânt, care este o lucrare sensibilă, sunt două extreme, să nu crezi nimic, să crezi orice. Biblia ne învață să mergem pe mijlocul cărării neprihănirii și nu în Tesaloniceni, în capitolul 5, acolo câteva versete care conțin Constituția lui Dumnezeu vis-a-vis de prorocii. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun și, bineînțeles, feriți-vă de orice se pare rău. Frați și surori, aș vrea să vă spun că o soră a avut un copil foarte bolnav câțiva ani de zile. Și la un moment dat o stat în spital cu el, știți câți ani sau cât timp? Un an de zile în spital. Un an de zile. Copilul era din ce în ce mai rău și la un moment dat au venit doctorii și au spus, auzi, vreo 8-10 ore până dimineață, zice, copilul moare. Sora nu a crezut deloc, nici măcar 1%. Zice, ascultă-mă, moare. Nu a crezut. Nu, maică, îți vine să râzi. Știi de ce? Pentru că i-ar fi venit să râdă când ne-a spus doctorul să moară și nu a crezut, pentru că acasă avea teancul de prorocii că Domnul va vindeca. Știți ce s-a întâmplat? A murit. Oare de ce? Ce-o fi fost acolo, de fapt? Frați și surori, vă invit să medităm la întrebarea asta din Biblie în dimineața aceasta, de ce nu se împlinesc prorociile? De ce unele prorocii nu s-au împlinit? Altele ar fi trebuit să se împlinească până acum și s-au terminat. La unele mai tragem o nădejde că mai urmează. Aș vrea să vedem din toată Biblia, să privim și dintr-o parte, și din alta, și dintr-un unghi, și dintr-un verset, și din altul,
5 motive pentru care prorociile nu se împlinesc și să începem cu începutul Deuteronom, capitolul 18. Ascultați, vă rog, versetul 22, primul răspuns posibil la întrebarea de ce nu se împlinesc prorociile. Când ceea ce va spune prorocul acela numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domn. Primul motiv pentru care prorociile nu se împlinesc este că nu a vorbit Dumnezeu. Frați și surori, oare pe unde-s prorocii ăștia? Întreb și eu. Care să vorbească și nu vorbesc de la Domnul. Oare pe unde-s? Îmi le-ai fi zis, prin America, peste ocean, îți prin Rusia, în capătul ăla, Siberia, îți prin China, prin Australia, în colțul ăla de lume. Nu, stați liniștiți. Prorocii ăștia pe care Biblia îi numește mincinoși și unii sunt adevărați lupi, spune Scriptura că ei se aruncă și unde? În turma lui Dumnezeu. Deci atâta timp cât suntem biserica lui Dumnezeu și turma Domnului, există și riscul ăsta, printre multe alte riscuri, să intre lupii. Frate, surori, oare de unde vorbesc dacă nu de la Domnul? Păi unii sunt oameni foarte pocăiți. Unii sunt oameni de rugăciune. Avem și în Bistrița multe cercuri de rugăciune. Nu le-am numărat, cred că în timpul așa pe la frați, pe acasă, poate peste 20. Pe la toate rugăciunile vezi, sunt oameni pocăiți, așa se roagă puternic. Dar ei se încurcă puțin și cred că dacă au un gând despre fratele sau despre sora, îi neapărat de la Domnul. Se încurcă, adică vorbesc din mintea lor. Așa lucruri generale, așa frate, nu de mult am întâlnit un caz. Oameni care au dar sau n-au dar, nu contează, dar se încurcă și amestecă mintea lor și cred că dacă un gând trece prin minte, ei spun că e o descoperire de la Dumnezeu și uite noi. Frați și surori, alții, aici sunt oameni pocăiți, dar nu știu, sau se încurcă, sau nu se roagă destul, sau nu sunt plini de Duhul Sfânt. Alții, se încheia versetul 22, din Deuteronom 18, că prorocul acela l-a spus din îndrăzneală. Să n-ai teamă de el. Ăștia sunt mai calificați. Ăștia deja sunt o mare problemă în spatele lor. Nu-i mai ipocăință, nu mai e Duhul Sfânt deloc. Nu mai este, știu eu, că te încurci, că nu știi, că aici ai un duh străin de la diavolul de îndrăzneală care îi pune pe oameni să se încurce, sunt mai calificați așa, duri străine, uneori vestesc taine. Mă, ce proroc deosebit, uite ce mi-au spus, nimeni nu știa. Frați și surori iubiți, eu personal de aceea prima dată mă interesează cine prorocește și după aceea și ce. Mă interesează cine predică. După aceea și ce? Mă, dar păstorului, familia lui, așa cum am spus, oamenii care îl cunosc din Bistrița, din altă parte, ce spun despre el? Cine îi? Cum îl cheam? Pe unii, dacă încerci să-i legitimezi, să-i spui, frate, dar cum te cheamă, de unde ești, cine ți-i păstor, ce număr de telefon are, vai de mine, au alergie, parcă ar exploda un vulcan. Pentru că iau probleme în spatele lor și dacă nimeni nu-i verifică, de să meargă. După aceea, aș vrea să vă spun că
unii care prorocesc nu au primit niciodată niciun dar de la Domn. Spunea Ieremia, capitolul 14, cu versetul 14, spunea Domnul despre unii: eu nu i-am trimis. Nu i-am trimis. Eu nu le-am dat niciun dar, și propovăduiesc înșelătorii scoase din mintea sau din inima lor. Într-o adunare era unul ce se ruga așa mai cu putere, mai înflăcărat, slăvit să fie Domnul. Și altul de la spate îl tot împingea și zicea: dă drumul la lucrare, dă drumul la lucrare. Ăsta nu a avut un pic de putere să se întoarcă la el și să spună: mă, vezi-ți de treabă și de rugăciunile tale. Și la un moment dat o da drumul la lucrare, dar nu de la Domnul, ci din mintiuca lui. Unii n-au primit niciun dar niciodată. Alții, spunea Ieremia, capitolul 23, cu versetul 28, că se poate întâmpla și următorul lucru. Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună: întocmai cuvântul meu, pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul. Oameni care vorbesc de la Dumnezeu, dar le amestec. Spunea cuvântul Domnului să spui întocmai, fără să adaugi și fără să scazi. Iată, grâul reprezintă cuvântul care vine de la Dumnezeu, descoperirea, mărit să fie Domnul. Paiele reprezintă cuvântul pe care îl scoate omul din mintea lui. Pentru ce să le ameste, spunea Domnul. Frate și surori, s-ar putea unii să nu creadă lucrul ăsta. Cum să fie și una și alta? La noi, în județul Bistrița Năsăud, cu ceva timp în urmă, în localitatea Arcalia, a fost o lucrare prin Duhul Sfânt într-o zi de joi, în timpul săptămânii în adunare, și au spus în felul următor: ascultă, poporule, duminică vor veni în mijlocul tău trei bărbați prin care voi descoperi toată starea bisericii. Și-o spus pe primul, cheamă, o zis Duhul Sfânt așa și-o da numele, pe al doilea îl cheamă așa, și acum al treilea cum era să rămână fără nume? Și omul i-a dat nume. Ce credeți? Pe primii trei bărbați, duminică, pe primii doi i-o chemat cum o zis Domnul, numai că pe al treilea nu l-o chemat cum o zis omul. Ăsta l-a amestecat. Frații și surori, prorocii trebuie să știe atunci când greșesc. Noi trebuie să le vorbim așa frumos și ei trebuie să știe că au șansă să se pocăiască. Poate unul a greșit odată, nu-i dăm în cap, nu? Poate omul nu a știut, poate omul a avut o neveghere, o soră vas de lucru din Bistrița spunea: dacă într-o zi, știu eu, mă mâni un pic pe copii, ridic un pic tonul, în ziua aia nu mai prorocesc. Pot să vină frații, ne rugăm cât vor, ori drumul la lucrare nu dau, pentru că vasul s-a amestecat ceva acolo și un pic, un pic, poate să strice tot, să se amestece lucrurile. Când s-au dus doi tineri într-o biserică, a fost o prorocie așa puțin mai grea pentru unul, și în prorocia aia, la un moment dat, a spus Domnul: tu care astăzi ai spus următoarele lucruri. Și a zis: ce-a spus? Și tânărul s-a dus la proroc și a spus: frate, eu astăzi n-am zis lucrurile astea. Era amiaz, a fost de dimineață la biserică. Știi ce a spus prorocul? Frate, zice, îți mulțumesc că ai venit să-mi spui. Deci eu mă duc acasă, o perioadă nu mai prorocesc, mă pocăiesc, mă cercetez, plâng înaintea Domnului, mă rog, îi spun: Doamne, dă-mi lumină să văd unde am greșit. Oamenii ăștia parcă după ce se pochez, ea îi mai crede după aia, au o șansă, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, trece mai departe. De ce nu se împlinesc prorociile? Fiindcă, în primul rând, nu a vorbit Dumnezeu. Un al doilea rând, ascultați vă rog ce spunea Scriptura în 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Era acolo, să citim versetele 20 și 21.
Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dumneavoastră, ce înțelegeți prin verbul a cerceta, adică a cerceta prorociile? Prin verbul ăsta se înțelege și să vedem dacă-s de la Domnul sau nu-s de la Domnul, dar mai înseamnă ceva. A cerceta prorociile, adică a le analiza. Să analizăm prorociile, să vedem exact ce a zis Domnul. Frați și surori, a venit un tânăr și a zis, măi, eu am o problemă, și am dat așa o raită prin județ, prin oraș, la o tură de proroci. Și acum zice, am venit și mai încurcat de când am plecat de acasă. Frați și surori, Domnul nu încurcă pe nimeni. Lucrarea Duhului Sfânt, scrie Biblia, că nu-i ca să ne încurci, a zis așa ceva în Biblie, nu. Lucrarea Duhului Sfânt e ca să descurce pe oameni, măriți să vezi Domnul. E ca să ne sfătuiască, ca să ne mângâie, ca să ne zidim, slăvit să fie Dumnezeu. Cum de-ai venit de la 5 proroci și mai încurcat? Asta nu mai înțeleg. Și zice, măi, eu vreau să fac ceva și acum, pentru că nu știam dacă să fac sau nu, zice, m-am dus la proroci, ce crezi? Prin 3 au zis Domnul, da? Și prin 2 au zis, ba. Acum ce să fac? Că ar fi cam 3-2. Frate și surori, aici nu-i fotbal, aici nu-i cântar, unde cântărește mai greu, aia fac. Știi ce s-a întâmplat acolo? N-ai înțeles nimic. Da, nimic. Am vrut să vă spun că prorociile nu se împlinesc în al doilea rând, fiindcă oamenii le înțeleg greșit. Adică Dumnezeu îmi vorbește ceva, eu înțeleg altceva, și aștept să se întâmple ce am înțeles eu, nu? Eu nu aștept să se întâmple ce a vorbit Domnul, n-am înțeles bine. Și tot aștept și tot aștept și nu se mai întâmplă nimic și zic, nu mai vorbește Domnul prin proroci. Oare nu este nimeni printre dumneavoastră care să fi pățit lucrul ăsta și după aceea să zică, pe mine nu mă mai interesează, eu nu mă mai duc, Domnul nu mai vorbește. Zică, mă, a existat prin Biblie Isaia, Ieremia sau acum 20 de ani, cândva oameni, acum nu mai există. Că toți prorocesc numai generalități și nu este ceva clar. Frații și surori, uitați ce vorbea Biblia în Numeri, capitolul 12, ceva despre descoperiri, despre... Numeri capitolul 12, citesc așa mai repede de la versetul 6, Numeri 12 cu 6. Vorbea Dumnezeu și a spus, ascultați bine, bine, bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu Domnul mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este și cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, nu prin lucruri grele de înțeles. Frați și surori, de foarte multe ori, vedenile și prorociile sunt niște lucruri grele de înțeles. Oare de ce ne grăbim și zicem, se potrivește aici? Stai puțin, judecă, analizează, citește, recitește, vezi, pune-i punctul, pune-i virgula. Nu e așa că de foarte multe ori ne pricepem la toate și zicem, asta mi-a vorbit Domnul. Mă grăbesc așa, graba strică treaba, știi vorba? Frații și surori, aduceți-vă aminte de Petru, care are vedenia aia prin Faptele Apostolilor, cu o față de masă prinsă în 4 colțuri, tot felul de dobitoace și de târătoare pe ea, și scrie Scriptura la un moment dat următoarele cuvinte șocante, pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul acestei descoperiri. Poftim! A citit bine în limba română? Cum să nu știi înțelesul unei descoperiri?
Păi tu ești marele apostol Petru, stâlp în casa lui Dumnezeu, era apostol, avea toate darurile Duhului Sfânt, un om obișnuit cu lucrările și prorociile lui Dumnezeu. Asta nu știa ce să creadă. Eu le știu pe toate, totdeauna. Iubiți frați și surori, problema este că noi trebuie să înțelegem corect ce-o vrut Domnul să ne spun. La o lucrare prin Duhul Sfânt nu există pare că merge acolo. Ori merge, ori nu merge. Pare, probabil, s-ar cam potrivi. Asta nu există. Pentru că mă înșel eu pe mine însu. Frații și surori, știți cam cum interpretează oamenii prorociile? Așa că după cum e înclinată inimuca lor. Așa cam după ce își dorește el. Un ovu să meargă sărac în America și-o venit cu o lucrare așa generală care nu i-a spus Domnul nicăieri nimic concret că trebuie să te duci în... Domnul mi-a vorbit, zice, am plecat. Zice, mă, oameni, liniștește-te. Culcă-te o oră, revino-ți, nu fi așa pornit. Pentru că te duci la ambasadă, nu-ți va pune viza și după aceea nu vei mai crede în prorocii, pentru că lucrarea asta nu spune așa ceva. Și exact așa s-a întâmplat. Nu i-a pus viza și nu a mai crezut. Frați și surori, vedeți, mea voastră sunt unele lucrări generale. Domnul îți va da o mare binecuvântare, slăviți să fie Domnul. Dacă se poate să fie din aia duhovnicească, dacă e pământească, e bună și aia. Și acum, unul vrea să se căsătorească cu Măriuca. Și dacă are prorocia asta, Domnul îți va da o mare binecuvântare, mă, zice clar, Măriuca. Altul vrea să se mute din România în Austria sau din Austria în Germania sau știu eu ce și are prorocia asta, Domnul îți dă o mare binecuvântare. N-o zice, slăvit să fie Domnul, mea valiza era gata deja, știi? Deci era totul gata, casa, contractul, trebuia numai semnat că vinde și o rezolva toate problemele, inimioara era de mult, de ani de zile pe aici. Și fiindcă a avut și lucrarea asta absolut generală, care n-are nimic concret, o plecat a doua zi. Altul vrea să-și deschidă o afacere. Domnul îți va da o mare binecuvântare. N-o zice, străviți să fie Domnul, sfârșit ca scap de sărăcie, scap de datorii, scap de apartamentul ăsta mic și am plecat la binecuvântări mari. Sunt lucrări care nu sunt concrete. Eu atunci trebuie să mă rog Domnului, trebuie să mă pocăiez mai mult, trebuie să mă apropii de Domnul mai mult. Știți, frate și surori, că unii oameni vor ca Dumnezeu să le vorbească lor, dar ei cât vorbesc cu Dumnezeu? Că dacă nu mă rog, nu comunic cu Dumnezeu, aștept numai Domnul să vorbească, dar eu de rugăciune n-am timp sau chef. Și atunci Domnul îți vorbește așa, bâșbuind, nimic clar. Dar dacă mă pocăiesc mai mult, dacă mă apropii de Domnul mai mult, dacă analizez, dacă citesc, Doamne, asta ai vrut să-mi spui? Sau ai vrut să-mi spui altceva? Frații și surori, bineînțeles că la ce spune Domnul, printr-o lucrare nu mai trebuie nimic adăugat și nimic scăzut, orice cuvânt poate să schimbe tot înțelesul acelei lucrări și vă dau un exemplu. Un băiat vrea să se căsătorească cu o fată și a fost următoarea vedenie. Mă zice, tu te duceai pe un drum și o ființă de parte femească ți-o bloca drumul. Și zice, tu nu mai știai cum să scapi, cum să... Și cu mare greu ai reușit și ai luat-o înainte singur. Și cineva i-a interpretat-o și a spus, mă zice, ființa aia femească e fata cu care vorbești și vrei să te căsătorești. Faptul că te-o blocat, te-ai dus mai departe, nu-i de la Domnul. Auziți ce o trecut prin cap la băiatul ăla să întrebe pe sora vas de lucru. Zice, soră, ființa aia femească, n-ai văzut-o cumva la față? Era tânără sau bătrână? Și-a spus, era o femeie mai în vârstă.
orice detaliu, orice lucru poate să schimbe interpretarea unei prorocii. Și oamenii de obicei le interpretează cum e înclinată inimioara, chiar dacă nu-i clar. Frații și surori, știți unde se mai încurcă oamenii și înțeleg greșit prorociile? Unii cred că Dumnezeu le vorbește la cauza pe care ei o au. Anume, mă rog în adunare și mult timp pentru ceva și Domnul vorbește. Oare Domnul vorbește neapărat la cauza mea? Sau am o problemă, dau un telefon în țară, frate, rogă-te, sau mă duc aici undeva. Și Domnul vorbește ceva. Oare Domnul-i musai să-ți vorbească exact la cauza pe care o ai sau s-ar putea să-ți vorbească la altceva? Frații și surori, m-am tot gândit în Biblie, există vreun exemplu din ăsta? Oamenii să se fi dus la Dumnezeu, la proroc o cauză și Domnul să vorbească la altă cauză. M-am tot grăsfoit pe aici să văd dacă există ceva. Și am găsit în Judecători, capitolul 6, când Madian apăsa pe rămășița lui Israel, pe poporul lui Israel, spune că ăștia aveau problemă cu robia și Domnul le-a trimis un proroc. Până aici e bun. Numai că știi ce le-a prorocit prorocul? Mă, voi n-ați ascultat de glasul meu. Amin. Așa se încheia prorocii. Doamne, dar nu ne spui cam ce ar trebui să facem, să începem război, cum să ne adunăm, nu ne spui că ne izbăvești, nu ne spui nimic. Eu vă spun altceva. Ăștia aveau probleme cu robia, Domnul avea probleme cu păcatul. Frații și surori, Domnul nu ne vorbește întotdeauna la cauza pe care o avem. Ori e clar, ori nu e clar, dar nu pot să spun că neapărat a fost acolo. Pentru că, vedeți, omul are niște priorități. Dumnezeu s-ar putea să aibă alte priorități, cum a fost cu slăbănou ăla, prima dată păcatul și apoi vindecare. Și, frații și surori, știți de ce nu ne mai vorbește Domnul totdeauna la cauza pe care o avem? Poate, pentru că nici noi nu suntem așa mari prieteni cu Dumnezeu și poate că nici noi nu facem totdeauna ceea ce vrea Dumnezeu. Așa că nici Dumnezeu nu ne răspunde totdeauna la cauza pe care o avem. Poate nu-i voia Domnului, poate nu-i timpul, poate trebuie să mă mai pocăiesc ca Domnul să-mi vorbească. Slăviți să fie Domnul! Frații și surori, la proroc nu-i ca la ghicitor. Te-ai dus, ai dat un ban și ți-o vorbit. La Dumnezeu, nu că nu merge cu bani, dar trebuie să fiu într-o stare spirituală ca Dumnezeu să-mi vorbească. Domnul nu vorbește la oricine. Domnul călăuzește pe oamenii pocăiți, mărit să fie Domnul. Pe oamenii care se roagă, pe oamenii sinceri, care caută voia lui Dumnezeu. În al treilea rând, de ce nu se împlinesc prorociile? Ieremia, capitolul 18. Deci până acum am citit din Biblie, pentru că nu a vorbit Domnul. Un alt caz posibil, pentru că oamenii le-au înțeles greșit și s-au înșelat ei pe ei. Ieremia, capitolul 18, auziți, vă rog, versetul 9 începând. Tot așa însă deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că-l voi zidi sau că-l voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău de binele pe care aveam de gând să-l fac și nu-l mai faci. În al treilea rând, prorociile nu se împlinesc pentru că oamenii nu îndeplinesc condițiile lui Dumnezeu. Frații și surori, multe lucrări, multe lucrări au în ele cuvântul care? Dacă. Omul este mult mai interesat de ce promite Dumnezeu, poate decât ce cere Dumnezeu.
Suntem foarte atenți la ce vom ajunge, la ce vom fi, la ce vom avea. Și poate că scăpăm ceva din vedere din ce trebuie să faci. Cum era în Isaia, capitolul 1, un cuvânt de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți că-și gura Domnului vorbi. Dacă. Frații și surori, dar dacă, dau un exemplu, o prorocie, am numai promisiuni. Nu-mi cere Domnul nimic în ea. N-o cum îi? Domnul îmi zice numai că îmi dă, numai că îmi face, numai că îmi... Ce ziceți? E musai să se împlinească? Am găsit un exemplu în Biblie că Domnul a vorbit cândva și a zis, a făcut o promisiune, dar nu a spus nicio condiție. Și haideți să citim din 1 Samuel, să vedeți ce s-a întâmplat. 1 Samuel, capitolul 2. Citesc direct de la versetul 30. Este vorba de vestirea pedepsei împotriva casei lui Eli. Și auziți Biblia. 1 Samuel 2 cu 30. De aceea zic, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Spusesem. Ce ai zis, Doamne? Ce ai promis? Că și casa ta și casa tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea mea. Punct! Și dacă vă uitați mai jos, este o promisiune pe care o făcea Dumnezeu în Exod, capitolul 29, cu 9, o trimite. Acolo Domnul n-a pus nicio condiție, n-a zis, mă, dacă și voi veți fi, veți face, a spus, tu și casa tatălui tău veți fi întotdeauna înaintea mea. Și auzi, urmă, ce urmează. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acest, că-și voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Și versetul 31, iată că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta și pedepsele continuă. Doamne, te-ai schimbat? Nu! Doamne, dar n-ai pus nicio condiție în prorocie. Frații și surori, Biblia asta e destul de mare. Biblia asta e destul de mare și ca Domnul să împlinească tot ce a zis, noi trebuie să împlinim tot ce a zis Dumnezeu în Biblie sau în prorocie. Tot e împlinit. Și vă dau un exemplu, să aibă un tânăr, te voi face proroc în casa mea, amin. Nu i-a cerut Domnul nimic în prorocie, nu? Dar oare nu-i cere Domnul nimic ca să-l facă proroc? Păi în Biblia asta. Amin. Păi el o ia razna, se duce în lume, prorocia nu se mai împlinește. Și normal. Și normal că nu se împlinește. Frații și surori, lipsa pocăinței anulează promisiunile lui Dumnezeu. Doar apa de ploaie e pe gratis, care curge. Tot ce promite Dumnezeu e condiționat. Că o zis în prorocie, că nu o zis. Și acum vă mai dau un exemplu din Biblie. Auzi, de data asta nu mai prorocești un om, că oamenii săraci pot greși, nu știu ce, ar spune unii. Vorbește Domnul, știi prin cine? Printr-un înger. Am să citesc din Judecător, capitolul 13, cu versetul 5. Un mesaj pe care Dumnezeu îl transmite printr-un înger și după aceea am să vă întreb dacă s-a împlinit sau dacă nu s-a împlinit. Căci vei rămâne mama lui Samson, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. No, s-a împlinit? Parcă și da, parcă și nu.
căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. S-a împlinit. Acest copil va fi închinat Domnului din pântecele mamei lui. S-a împlinit. El va începe să izbăvească pe Israel din mâna filisteilor. S-a împlinit. Dar briciu, o trecut sau nu o trecut? Dar cum? Că aici nu a spus, uite, punct și se închid ghilimelele. Aici nu a spus, dar copilul acesta să aibă grijă să facă, să nu treacă de țore așeștea ol, să nu se încurce cu femei străine. Scrie, nu. Frații și surori, ceea ce vorbește Dumnezeu se împlinește total, parțial sau deloc. În funcție de pocăința mea și pocăința dumneavoastră. Se poate împlini parțial ca aici. Ceva da, ceva nu. Cam de atât ai fost pocăit. Că Domnul vrea să facă mari lucrări în viața noastră, să-i adevărat. Dar noi trebuie să trăim la nivelul acelor promisiuni, acelei chemări. Și acum vreau să vă întreb, înainte să merg mai departe, nu vi se pare că uneori s-ar putea să dăm vina cam repede pe proroci? Mă, prorocul ăsta, nu, că nu s-a împlinit. Da, da, oare eu am înțeles corect? Oare nu cumva eu am fost ăla care n-am fost pocăit? Și Domnul nu m-a împlinit nimic, că am luat o razna. Frații surori, am spus de la început, sunt oameni care nu vorbesc de la Domnul, care pot să greșească, ei nu trebuie să tolerăm lucrurile astea între noi, pentru că lucrarea Duhului Sfânt a făcut mult bine, dar imitația lucrării Duhului Sfânt a făcut, face și va face mult rău acolo unde nu se lucrează după Biblie și sub disciplină și să se verifice lucrurile, dar Și noi, cărora ni se prorocește, avem sau putem avea vina noastră, că înțelegem rău, că nu suntem destul de pocăiți să împlinim condițiile lui Dumnezeu și așa mai departe. Iată trei motive, mergem la al patrulea, de ce nu se împlinesc prorociile, ăsta e mai scurt, așa, tot din Ieremia, capitolul 18, versetele 7 și 8, am mai găsit un exemplu pentru care prorociile nu se împlinesc. Deodată zic despre un neam, că-l voi, sau despre o împărăție, că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să-l fac și nu se mai împlinește. În al patrulea rând, prorociile nu se împlinesc pentru că oamenii pot să îndepărteze mânia lui Dumnezeu prin pocăință. N-ați auzit niciodată lucrări din acelea grele de amenințări, și erau de la Domnul, de boli, de accidente, că vei pleca din viața asta. Frații surori, când Iona s-a dus cu prorocia, mesajul din partea lui Dumnezeu, prorocul Iona, timp de 3 zile, a spus, Ninive va fi nimicită, punct. Domnul nu a spus, oameni buni, dacă vă veți pocăi, dacă vă veți meri, dacă veți scoate răutatea, ura, lucrurile lumești și idolii, aveți o șansă. Nu a zis Domnul. Ăștia s-au dus așa pe încercat, au spus, oricum nu avem ce pierde. În 40 de zile suntem nimiciți toți. Interesant cu crezut. Unii poate din adunare nu crede. S-a spus, morcum, nu avem ce pierde. Ne zmerim, ne pocăim, vestim un post și dacă Domnul poate, frații și surori, noi avem în Biblie când Domnul vestește prorocii grele, dacă omul se pocăiește, Domnul spunea că nu-l mai faci. Știți ce spunea, ce știa Iona despre Dumnezeu în capitolul 4 cu versetul 2?
S-a rugat Domnului și a spus la un moment dat, jumătatea versetului, că dacă știam că ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău, mărit să fie Domnul. No, prorociile astea am vrea să nu se împlinească niciuna. Și nu ne-ar prea rău, nu? Slăvit să fie Domnul. Și acum, ultimul rând pentru care prorociile nu se mai împlinesc, am găsit în Biblie, auziți, vă rog, cât de frumoasă e Biblia, Eclesiastul, capitolul 3, cuvântul Domnului spunea în primul verset, toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Versetul 11, orice lucru el îl face frumos, când? La vremea lui. Al cincilea motiv posibil de ce nu se împlinesc prorociile, pentru că n-a sosit încă vremea. Frați și surori, dacă nu s-a împlinit încă, nu înseamnă că nu se vor mai împlini niciodată. Am găsit în Biblie unele prorocii care s-au împlinit pe moment. Când omul lui Dumnezeu prorocea împotriva altarului lui Baal, a vițelului acela care era acolo și împotriva lui Ieroboam, a spus ca semn că Domnul vorbește și că toate lucrurile acestea sunt din partea lui Dumnezeu și că se vor împlini. Iată, altarul se va despica și cenușa de pe el va curge. Și al doilea verset, după ce a terminat, imediat acolo spune că altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a scurs. Uneori când Domnul vorbește, se întâmplă pe loc, pe la secundă. Frații și surori, îmi spunea un frate că era la un cer de rugăciune și la prima rugăciune a pus un proroc mâna pe el și despre durerea de umăr a spus, așa vorbește Domnul, în clipa asta te vindec. Și a spus, fratele, mă, mi-a fost rușine în timpul rugăciunii să vârt, să zică oamenii că fac sport pe genunchi. Dar zice, când m-a ridicat de pe genunchi, am făcut așa, zice, umărul nu m-a mai durut din seara aia. Și la a treia rugăciune, în acea seară, un alt proroc care venise mai târziu, a pus mâna pe el și a vorbit despre durerea în piept. Bărbatule, în seara asta te vindec, mărit să fie Domnul! N-o zice, două vindecări în acea seară, slăvit să fie Domnul! Și Domnul a vorbit și a împlinit pe loc. Fac o mică paranteză, știți cât se roagă omul ăsta? Așa, în funcție de cât timp are. Câteodată 4 ore în fiecare zi acasă, câteodată 6 ore în fiecare zi acasă. Mă, zice, eu-s la pensie, altceva nu-mi trebuie decât mă rog, citesc cuvântul și seara mă duc la rugăciune, slăvit să fie Domnul. Asta da, așa merge. Altele prorocii s-au împlinit, au durat un pic de timp, la anul pe vremea aceasta sau cu măgărițele lui Saul, te vei întoarce pe un drum, vei întâlni acolo, au durat puțin. Altele au fost într-un timp și mai lung, au luat vreo câțiva ani. Și în fine, unele prorocii din Biblie au durat foarte mulți ani, zeci sau sute, ca să se împlinească. Ce ziceți de robia babiloniană 70 de ani? Ce ziceți când Domnul vorbește lui Avram că poporul va fi rob în țara Egiptului, după aceea va ieși vreo 400 de ani sau peste, nu? Frații și surori, mă apropii de încheiere. Nu înainte să mai spun câteva lucruri, în primul rând aici, un frate îmi spunea că de peste 50 de ani așteaptă Domnul să-i răspundă la să împlinească o prorocie. Fratele acum are peste 70 de ani. Îi spune Dumnezeul care mi-a vorbit în tinerețe la 20 de ani. Cred că nu voi pleca din viața asta până ce nu îmi va împlini
Ce au spus atunci? Oare eu și dumneata cam cât timp așteptăm până să se împlinească o prorocie? Nu, dacă se poate, pe loc. Cum se ruga un frate sărac, zice, Doamne, vindecă-l pe fratele astăzi. Da, dacă nu, zice, bine și mâine. Dar peste 10 ani o fi bine. Păi, voia Domnului bună, plăcută și desăvârșită. Când vrea Domnul, atunci ai bine, mărit să fie Domnul. Frații și surori, noi cam câte zile sau săptămâni așteptăm să împlinească Domnul ceva? Unii au așteptat 10 de ani, de zile. Aș vrea să vă spun că lucrarea Duhului Sfânt, nu degeaba a spus Domnul să urmărim, să stăruim, nu numai după botezul cu Duhul Sfânt, ci după darurile duhovnicești. Câți oameni nu mai știu ce să facă și ce decizii să ia. Frații și surori, aveam un prieten în Paris care a venit în Cluj, eu stau în Cluj pentru o vreme. El vorbea cu o fată, deja erau logodiți. S-a întâmplat că fata nu a fost sinceră cu el. Vedeți, noi vedem cât se poate cu ochiul. Cămașa albastră cu picățele, dar dincolo numai Domnul. Fraților, noi când luăm decizii, gândim cu mintea noastră cât putem, dar mintea omului nu poate să cuprindă tot, doar Dumnezeu care cunoaște trecut, prezent și viitor. Eu mă pot uita la o fată să mă căsătoresc cu ea, acum e super pocăită, da, peste 10 ani. Și cine știe? Domnul. Și nu a fost sinceră cu el, fata asta, de la început. Și după ce s-a logodit, știți ce a aflat despre ea? Măcar că era în biserică, misiune, rugăciune, Duhul Sfânt, stăruințe și așa mai departe. Ea nu credea că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Ea nu credea că Dumnezeu e Tată, Fiul și Duhul Sfânt, Dumnezeu triunic. Și oricât o încerca să o lămurească lucrurile astea, nu se schimbă apăsând pe un buton. Azi cred ceva, am apăsat pe un buton și cred dintr-o dată altceva. Să nu se schimbă așa ușor. Era foarte neliniștit și nu știa ce să facă și a zis, mai să merem la proroc. I-a zis, mă băiatule, tu nu mai ai nevoie de proroc. Tu ai nevoie doar să acționezi și tu bine ce trebuie să faci. Nu și nu și tot mă bătea la cap ca să scap de el, că oricum pleca în Paris, zic, te duc la proroc. Și am mers la o soră lângă Cluj, știți câți ani are? 90. În cap. 90. Dar sora se mai roagă și stă la dispoziția Domnului la 90 de ani și Domnul se folosește de cine poate și de cine mai are și de cine se mai pune la dispoziția Domnului. Nu contează câți ani are. Și a fost o prorocie prin Duhul Sfânt pentru el în care Domnul nu a zis nimic de fată. Domnul a descoperit starea lui foarte bine cu detalii, dar nimic de fapt. Când ne ridicăm de pe genunchi, întreb, soră, s-o mai da ceva din partea Domnului pe lângă ce s-a auzit? Vreo vedenie, vreo înștiințare? Și sora a zis, nimic.